Polițiștii din cadrul postului de poliție Gruia au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 69 de ani din comună cu privire la faptul că nepotul acesteia, un bărbat în vârstă de 25 de ani, a pătruns în locuința ei, a amenințat-o, încălcând astfel în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele acestuia. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că în data de 17 februarie, respectiv în data de 18 februarie, bărbatul de 25 de ani a încălcat prevederile ordinului de protecție, pătrunzând în locuința femeii și adresându-i amenințări. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Vâlcea Mare în vederea luării unei alte măsuri preventive. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că în data de 17 februarie, respectiv 18 februarie, bărbatul de 25 de ani a încălcat prevederile ordinului de protecție, pătrunzând în locuința femeii și adresându-i amenințări. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 19 februarie, față de bărbat, a fost luată măsura arestării preventive, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricărei dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție.